Ioana Nicolae, în primul rând țin să spun că e o mare bucurie că facem acest interviu pentru Spot Media. De mult vreau să-l fac, numai că mi-a trebuit un răgaz să recitesc cărțile. Bine că a apărut și acest, o să-i spun volum, deși eu știu că n-a fost gândită o trilogie, probabil, dar o să-i spun volum pentru că, iată, a apărut acum al treilea și arată ca o trilogie, tot înainte. Mi-am luat răgaz așadar să le recitesc și să putem vorbi. Recitind acum aceste cărți, am întâlnit, mi-am dat seama, această dualitate de imagine pe care eu o simt și din propria mea copilărie. Ne raportăm la satul românesc, fie idealizându-l, locul frumos, locul cu verdeață, cu peisaje naturale, locul cu mâncare sănătoasă, locul în care timpul curge altfel, îți dă un alt fel de răgaz, dar în același timp, locul de unde te simți aproape presat să pleci. Mie cel puțin, mama îmi spunea mereu, măcar tu să pleci de aici. Parcă n-ar fi cale de mijloc pentru satul românesc. Cum e până la urmă? Lucrurile cred că sunt foarte, foarte schimbate astăzi, pentru că am o mulțime de prieteni care, mai ales în timpul pandemiei, s-au dus în localități din apropierea Bucureștiului sau și mai departe, pentru că stilul nostru de viață permite astăzi să procedăm așa. În trecut nu am fi putut. Este un lucru care vine din oportunitățile pe care le ai în aceste lumi mici, în care tu, de fapt, nu te poți dezvolta. Nu te poți dezvolta până la capăt. Nu poți să-ți umpli forma. Poți să faci lucrurile specifice acelor locuri, dar să le faci maximal, să te faci un mare, știu eu, cultivator de mere, nu știu de care, pe care le-ai obținut cu mari eforturi, dar nu vei putea să mergi la expoziții, pentru că expozițiile sunt în marile orașe. Nu vei putea să mergi la concerte, pentru că acolo sunt concertele, tot în marile orașe. Este simplă această explicație raportată la trecut. În trecut, trebuia să pleci ca să-ți faci studiile superioare și sigur după aceea tu alegeai dacă te întorci sau nu. În ceea ce mă privește, pentru că noi plecăm în discuția aceasta de la literatură și de la cele trei cărți, Pelinul Negru, Cartea Reginei și tot înainte, despre nordul meu transilvan, care, da, iată, s-au așezat într-un fel de trilogie neașteptată, niciodată n-aș fi bănuit că ele vor fi legate cu un fir atât de puternic și că, deși sunt expresive izolat, se pot citi fără probleme, n-au legături mari una cu cealaltă, sunt povești diferite. Fundalul și familia și tot ce se petrece acolo le leagă foarte puternic. Eu a trebuit, ca să pot să scriu aceste cărți, să mă îndepărtez foarte tare de acel loc. Mi-am dorit în copilărie să plec la facultate la Cluj mai întâi, după aceea mă gândeam, dar de ce nu la Iași, că Iașul e foarte departe și scap, adică vreau să plec cât mai departe. După aceea mi-am zis, a, păi nu, 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 cred că București e cel mai bun, că ăsta e chiar capătul țării, plecând din nordul meu, exact din punctul acela de unde pui harta în cui, că exact așa e. Și atunci, da, la București trebuie să ajung eu. Este motivul pentru care am venit la București. Voiam să mă despart tranșant de trecut, de biografie, de locuri. Și după ce am ajuns, mi-am dat seama că, de fapt, totul este în mine și că, pe măsură ce mă îndepărtez, ca într-o carte a lui Michael Ende, este o carte pentru copii foarte frumoasă, unde Michael apare Olandezul. Nu, Uriașul Părelnic. Este un uriaș care, de fapt, nu este un uriaș, el este văzut, e un joc cu perspectiva. La depărtare, când îl vezi, el pare uriaș, dar pe măsură ce se apropie de tine, ajunge la înălțimea pe care o ai în mod obișnuit. Ei bine,
acest uriaș părelnic al vieții mele, pe măsură ce eu mă îndepărtam, el devenea tot mai uriaș. Era centrul de gravitație al intereselor mele, a tot ceea ce eram eu de fapt. Și pentru că, da, aveam de rezolvat niște lucruri care țin de subteranele minții noastre, care țin de formare, pentru că harta noastră interioară se pune cu tot desenul ei încă de la vârste foarte, foarte mici. Și bineînțeles că fiind eu preocupată de interioritatea mea, trebuia să ajung și acolo. Dar nu numai asta. M-am pomenit odată foarte fericită că eu înțeleg nu doar limba acelor locuri pe care am învățat-o, care e diferită. Până la 6 ani am vorbit în subdialect și subdialectul este minunat în sine, dar nu puteam aprecia asta când la școală ni se spunea încă din clasa 1 e greșit să vorbești așa, nu mai vorbi așa și erai corectat în continuu, pentru că da, învățai limba literară și nu mai vorbeai așa, dar îți interiorizai și ideea de greșeală, este rău acest fel de a te exprima. Și atunci, da, depărtându-mă, ca să mă întorc la uriașul meu vorbea în subdialect și mi-am zis, va, este extraordinar, eu știu lucrurile astea, eu știu cum viețuiau de fapt oamenii de acolo, eu le știu poveștile, eu știu legendele, eu știu miturile, eu am trăit în ele. Și am înțeles brusc cât de norocoasă sunt. Am trecut, de fapt, printr-o lume fantastică. Am traversat-o. Edenul, cu zâne. Ei, nu numai asta. Toate lucrurile care... asta, despre zâne am mai povestit, dar, de exemplu, n-am povestit niciodată și nici n-am scris despre... cum în satul bunicilor mei, care era așa, peste munți, și unde am trăit în tot înainte, recuperez și partea de viață petrecută acolo, măcar în câteva fragmente ale ei. În clasa a treia am fost luată de bunica mea ca să o ajute pe mama. Eu sunt dintr-o familie foarte numeroasă, sunt mulți copii în familia mea, eu sunt a patra din cei 12 copii ai familiei și mama în acea perioadă, iar despre lucrurile astea eu vorbesc în cărțile mele, trebuia să stea mai mult prin maternități, prin spitale, fie pentru că avea ea însăși probleme, fie pentru că nou-născuții aveau probleme. Și atunci bunica, pentru a da o mână de ajutor, a zis să mă duc să fac un an de școală la ea, în satul de unde venea mama. Și a fost acolo, sigur, o experiență extraordinară, chiar ziceam, ce bine că am cunoscut și altă față a oamenilor, de dincolo de munte. Da, de dincolo de munte. Și acolo era un lac, se numește Apa Albastră, care a apărut brusc într-o noapte și era extraordinar de adânc, pentru că el a apărut peste o săpătură minieră. Se forase acolo foarte în adâncime și probabil că s-a ajuns prin stânca aceea, pe sub stâncă, s-a ajuns la o pânză freatică. Și apa pur și simplu a acoperit toată acea adâncitură foarte mare într-un timp extrem de scurt. Ei, și această baltă apă albastră era fabuloasă, pentru că acolo în adâncurile ei erau somni. Erau pești de toate felurile și mai avea încă un mare păcat. Acolo mureau copii pentru că se jucau în... Nu, se duceau vara la scăldat în această apă, iar această apă avea probabil curenții ei specifici și
chiar eu în copilărie știu că s-a petrecut așa ceva. Sunt lucruri despre care eu n-am scris, dar erau atâtea povești legate despre acea apă. De desubturile ei rămăseseră utilajele cu care se sepase în trecut, atunci când a apărut apa. Povești, alte povești. Asta nu e o poveste fantastică. Asta au îmbrăcat oamenii în fantastic. Poveștile fantastice țineau de arătări de 3 metri cu care te puteai întâlni, țineau de firește. Întotdeauna mi-a fost frică de, și am păstrat frica asta, nu neapărat de fantome, nu le percepeam așa, ci de alte prezențe, aș spune, pentru că eu am crescut foarte aproape de un cimitir. Întotdeauna, ca să ajung acasă, dacă voiam să să fie mai repede, traversam cimitirul. Treceam prin acest cimitir care era foarte, foarte mare și este foarte mare, este așa pe un platou și este un cimitir pe care îl visez tot timpul și îl și fotografiez și oamenii în imaginile pe care le arăt eu nu-și dau seama că acel copac care pare dintr-o pictură lui, nu știu, al unui pictor de astăzi, este de fapt cu rădăcinile într-un cimitir. E fabulos ce spuneți, pentru că localitatea, zona în sine, este una de frontieră acolo, la St. George's Bay. Dar arată că frontiera nu e doar geografică, nu e doar fizică, vorbiți și de alte feluri de frontiere. O, da! Eu toate aceste lucruri le-am trăit în copilărie. Nu mai zic în perioada Paștelui cum trebuia să-ți pui haine pe dos, tot felul, ca să nu vină rău de peste an. Toate tradițiile acestea pe care și obiceiuri și lucruri străvechi care aveau sens, care însemnau de fiecare dată ceva, astea pentru mine sunt colosale. Interesul meu de scriitor crește pe ele fantastic. De la asta am plecat, de la biografie. Și localitatea, care e o localitate de frontieră, n-am știut niciodată că e o localitate de frontieră până acum câțiva ani, când una dintre surorile mele voia să-și... E cel mai prozaic lucru. Deci întabuleze un teren și i s-a spus că nu se poate pentru că e la mai puțin de 30 de kilometri de graniță. Ori noi asta habar n-aveam, pentru că pe zona aceea, trecând peste munți, nu existau drumuri. Nu, munții erau acolo dintotdeauna. Nimeni nu trecea peste acei munți. Munții aceia, văile acelea se opreau în munți. Și iarăși am zis, asta este iar din literatură, din Obuțadii, din Deșertul Tătarilor. Sunt munții aceia care sunt peste tot. Și care închid practic o lume, pentru că e acel sentiment când citești că această satul este complet despărțit de oraș, de restul lumii, e ermetic, e între munți. Și este ermetic și asta, că vorbeam de contradicții, asta suprapunându-se peste faptul că satul de fapt nu era sat, era oraș, satul în care am trăit eu, și că el era plin de turiști, pentru că St. George's Bay este un oraș care... Pe vremea Imperiului, și eu o să spun asta mereu, că n-am ce să fac, chiar era o stațiune glorioasă, când citești în Ion, a lui Rebranu, scenele care se petrec acolo, și te gândești cum la 1900 te puteai duce să-ți petreci vacanța cu toată familia ta de 15 oameni, închirind două pensiuni și având un fel de all-inclusive și cele mai bune condiții în acest orășel, da, pentru că erau pensiuni, erau restaurante, erau apele minerale, sunt foarte multe ape minerale, adică o bogăție a pământului, care erau folosite pentru diverse boli. Și toate poveștile astea din, le avem mai ales în Rebranu, pentru că el și-a petrecut acolo vacanțele. Există fotografii
în care apar și alți scriitori ai noștri la St. George's, în orășelul acesta, care a devenit un orășel tipic, nu muncitoresc, nu știu cum să-i spun, că ei l-au industrializat. Dar în momentul în care au înlocuit vechile construcții, pensiunile, vechile hoteluri care erau organice, erau umane, erau la scară umană, aveau trei etaje, de exemplu, cu hotelurile noi, monstruoase, hoteluri de 1000 de camere, 1000, unul de 1000 de camere și unul de 600 de camere. Plus pensiunile care mai rămăseseră din perioada interbelică sau chiar de la 1900, ei, totul s-a schimbat. Și acest loc devenit o stațiune plină de oameni străini care vorbeau altfel, care erau turiștii. Bineînțeles că m-a provocat iarăși literar. Când am scris în tot înainte poveștile legate despre turiști, despre cum fetița Arsenia, care este personajul urmărit de la 5 ani până cam pe la 15-16 ani, cartea se termină în decembrie 1989, când personajul narator, pentru că Arsenia povestește toate lucrurile, habar n-are că urmează revoluția. Pentru ea, viața este trasată în acel punct. Ea știe că nu va putea fi nimic din tot ce și-a dorit pe parcursul ei, ci că va ajunge ceva ce era trasat încă de la început. Înțelege că nu a avut multe opțiuni sau că opțiunile ei au fost atât de iluzorii. Deși noi știm acum, citind cărțile, ne citindu-le în ordinea în care au fost scrise, citindu-le cum le-am citit eu, noi știm că ea va pleca totuși din... Da, dar cartea se termină înainte de asta. Am și fost întrebată la lansarea cărții în București, ca să zic așa, deși a fost o lansare online cu Cătălin Striblea. Și am fost întrebată, dar oare ce a urmat de fapt în viața acestui personaj? Bun, cartea s-a încheiat, dar după aceea. Și răspunsul meu a fost, a urmat revoluția. Revoluția a schimbat fantastic. Adică practic s-a schimbat lumea. Lumea aceea, orășelul, cum spuneți, dar care e perceput ca fiind, nu sat, rural. Pentru că nu, Arsenia se uită la pijamalele copiilor de la oraș, de pildă. Da, asta cu pijamalele... La copilăria din blocuri. Da, asta cu pijamalele este ceva foarte interesant. După aceea m-am gândit dacă toate subtilitățile acestea, atâta vreme cât nu sunt marcate, pot fi înțelese de un cititor genuin. Pentru că nu trebuie să trăiești experiența comunismului sau experiența unei lumi totalitare ca să poți să pricepi măcar parțial ce a fost acolo. Ei, și aici este e ceva de felul acesta. Pijamalele acestea care apar la spital și Batista, care apare mai târziu în biografia fetiței, găsește o Batista Arsenia care are imprimată pe ea personajul Mickey Mouse. Iar la spital primește niște pijamale unde este Donald Duck. Aici, sigur, pare orice copil își dorește, nu, lucruri cât mai colorate, cât mai frumoase. Asta e prima interpretare. Ce e în subterană e de fapt altceva. Copiii acelor vremi nu aveau nici astfel de batiste, nici astfel de pijamale, pentru că ele nu se făceau în mod obișnuit, nu se făceau la noi. Personajele acestea erau personaje ale lumii capitaliste. Erau personaje ale lumii de după Revoluție. Da, da, asta da. Dar înainte, în anii aceia, ele erau abia sugerate, copiii în anii 80, aveau doar câteva minute de desene animate, sâmbata și duminica,
când emisiunea la televizor ținea, dacă mi-amintesc eu bine, între 11 și 2 sau și 3, depinde că s-au mai schimbat de-a lungul anilor. Anii 70 sunt una, anii 80 sunt alta în comunism, inclusiv în ceea ce privește viața cotidiană și... Exact, și atunci copiii puteau să-l vadă pe Donald Rățoiul la televizor, dar în doze extrem, extrem de mici și foarte limpede controlate. Adică nu puteai să vezi chiar orice. Și povestea asta, adică cum? Totul era ideologizat, totul era subversiv. Batista aceea, de asta este atât de iubită de Arsenia. Nu pentru că n-ar fi existat alte batiste, toți copiii aveau batiste și batistele erau din pânză. Uite că astăzi copiii noștri nu mai știu ce e acest obiect. Pe care copiii din anii 70-80 trebuiau să-l arate la școală din când în când. Era acel control din clase, da. Batista și unghiile. Batista și unghiile, da, pentru că igiena trebuia dovedită tot timpul. Batista și unghiile, și chiar mi-am amintit acum vorbind despre Batista, despre discursul Herta Müller când a primit premiul Nobel, care se leagă tot de o Batista. Este un discurs centrat pe ideea de Batista. Ei, Batista, iată, a dispărut din viețile noastre, în viața personajului meu. Ea pică din cer pentru că o găsește în noroaie și este impecabilă și are un personaj fabulos, un Mickey Mouse, și care sigur dispare la fel. Este și o metaforă și un simbol, dar sunt lucruri greu de înțeles pentru cineva care nu știe cum erau cu adevărat lucrurile. Și mai e ceva, deși vă feriți și e firesc, nu apare nimic ideologic în carte. Deși acțiunea e plasată în plin comunism, noi nu știm de fapt și de drept că regimul e totalitar, că e noi știm ca și cititor, nu ne spune Arsenia asta. Dar iată că ea totuși intuiește că există și altceva. Firește, pentru că era mitul celelalte lumi, a lumii de dincolo de granițe. Eu nu am scris în carte poveștile acestea, câte nu se zvoneau în acea perioadă, nu am scris nici în Cartea Reginei și nici în Pelinul Negru, de altfel se petrece o parte din ea după 1989, dar bineînțeles toți oamenii știau într-un fel că ei sunt sub un fel de, nu clopot de sticlă, sub un fel de clopot de metal colosal, în care nu poți să ieși, nu există breșe. Nimeni nu-și imagina că va putea pleca vreodată din țară. Și învățam limbile străine la școală fără să avem nimic în acele limbi străine. Nu aveam cărți, reviste, nu le învățam numai după manual și după ce ne spuneau profesoarele, cu sentimentul că sunt limbi moarte, că precum latina. Adică tu nu aveai cum să le folosești, tu învățai la școală franceză, dar nu aveai acces la lumea limbii, lumea în care se vorbea. Nu numai asta, ea nu avea să-ți folosească niciodată la nimic, pentru că tu nu aveai să vorbești niciodată cu un nativ. Sau avea să-ți folosească cel mult dacă ajungeai la facultate, să citești. Atât. Iarăși, cine poate să înțeleagă astăzi lucrurile astea? Cine își mai amintește că în anii 80 muzica de la radio era preponderent instrumentală? Nu exista nicio melodie în limbi străine sau foarte rar. Eu mi-amintesc doar două, trei piese din acea perioadă care erau cântate în engleză sau în franceză. Știu că una dintre ele era Voyage, Voyage. Da. Și erau așa foarte emoționante și nostalgice. Și aproape toate erau fie reinterpretate de cântăreții autohtoni. Nu înțelegeam de ce îmi plăcea foarte tare o melodie a lui Pitiș, de exemplu. Păi pentru că era Bob Dylan. Sau Temir, ce? Aproape toate aveau o variantă autohtonă,
în schimb, nu exista cea originală, pentru că nu mai trebuia să auzim, de fapt, nici aceste limbi străine. Trebuia să rămânem sub acel înveliș metalic prin care tu nu ai nici măcar ferestruici ca să te uiți către afară. Poți visa. Dar asta este o distopie. Dar asta este orice lume totalitară. În orice loc în care se încalcă flagrant drepturile omului, se petrece așa. Astăzi, când vorbim noi, sunt zone ale lumii care sunt inimaginabile. Noi nu ne-am putea duce acolo și n-am putea înțelege ce se petrece acolo, pentru că avem alte idei despre ce înseamnă omul. Dar omului îi se pot tăia încetul cu încetul toate lucrurile, de la, nu mai zic, de la educație, de la formare, de la visurile pe care le poate avea, până la până la viață. Da, păi am să ajung aici, până la viață. Dar asta este o discuție foarte, foarte apăsătoare, pentru că nu știm cum putem rezolva lucrurile acestea traumatice din alte părți. Întotdeauna este un echilibru atât de fin. Și eu cred că și m-am gândit la asta mult, că singurul lucru pe care îl pot face eu este să fiu cât de cât vigilentă, să nu-mi bag capul în pământ precum struțul, să-mi deschid mintea și să încerc... E o paranteză, s-a văzut asta pentru că ați fost una dintre prezențele constante. Ne-am întâlnit în Piața Victoriei, să spun așa, la proteste. Când da, probabil pentru... asta era, de fapt, asta vă mâna acolo. Da, pentru că atunci, în anii aceștia de proteste, a fost esențial să mergem acolo, pentru că dacă n-am fi ieșit atunci în piețe, și le mulțumesc tuturor celor care au făcut-o, astăzi probabil ne-am fi uitat frumos la vaccinul Sputnik și la prietenia noastră cu tovarășul de la răsărit. Pentru că așa se așează lucrurile, adică sunt grozave la scara istoriei mari, dar ce pot să fac eu dincolo de acțiunea civică pe care din când în când nu mă pot reprima, răbufnesc când mi se pare flagrant, când mi se pare prea tare, prea mult și când mi se pare vital, pentru că acolo e vorba de viitor, e vorba de generații, e vorba de lumi care pot bascula dintr-o dată. Acolo nu mai poți să stai liniștit, pentru că te va strivi, istoria te strivește, este a dovedit asta, este un continuum de striviri peste striviri, secole peste secole, iar secolul 20 nu mai zic cum a fost. Important e să cunoaștem lucrurile acestea. Cum le cunoaștem? Și aici ajung la ce voiam să spun. Ce pot eu să fac? Să scriu despre ele. Eu sunt scriitoare până la urmă. Dacă mi s-a dat să prind și partea aceea mea de viețuire într-o o dictatură, să povestesc despre ea. Cum să o fac? Aici e toată povestea și mă întorc la ideologie. Este foarte greșit să o faci de pe poziții ideologice, pentru că arta nu este așa. Când îți apare o istorie literară care de la început spune că are o perspectivă ideologică asupra lucrurilor, e ceva suspect. Suntem în anii 50, suntem în stalinism, suntem în rearanjarea culturală a lumii. Când îți apare un extremism de stânga, că e în vogă extremismul de stânga, în care ți se spune, nu știu ce enormitate legată de... legată, hai să zicem, de imaginea femeii. În lumea noastră, adică fără echilibru, fără nuanțe. Iarăși ești într-o mare problemă. Niciodată lucrurile nu sunt albe și negre. Nu există că așa. Niciodată nu o să ai acces la cititorul care n-a cunoscut lumea, n-a văzut lumea aceea cu proprii lui ochi, spunându-i din capul locului era o lume rea.
Dar normal, pentru că ea... El are acces văzând oamenii care trăiau atunci și asta faceți în... Și oamenii trăiau atunci, adică să ne înțelegem, copilăriile erau, iarăși spun, paradisul. Pare un paradox, nu-i așa? Copiii care erau trimiși să muncească la vârste fragile, la 12 ani departe de familie și în același timp acești copii erau fericiți. Firește, pentru că aceea e copilăria. Copilăria are cantitatea ei de lumină, cantitatea ei de optimism, entuziasmul ei, care sunt extraordinare. Copiii pot, bineînțeles, fi fericiți în cele mai strani lumi. Arsenia, personajul meu, își povestește viața. Arsenia este un alter ego al meu, am mai spus asta. Vreau să repet asta pentru că în tot înainte este prima dată când subliniez valoarea de adevăr. De biografie. Valoarea biografică, când subliniez mărturia. Mi se pare foarte important ca asta să se știe. Acum câteva minute am primit o întrebare. E adevărată scena cu scoaterea dinților de către învățător? Și da, cei care ne urmăresc acum înțeleg că acesta este un fragment din tot înainte și răspunsul meu, după ce am zâmbit, întâi am zâmbit și răspunsul meu a fost cu un emoticon și da, e adevărată. Și nu doar scena aceasta, ci toate lucrurile din carte. Toate lucrurile din carte, pentru că am vrut să fiu onestă. Și am încercat să văd lumea. Care a fost declicul? Când ați simțit că puteți să intrați, nu șovăielnic, ci de data asta direct în literatură și să vă asumați, da, episodul autobiografic? A fost un declic, un moment în care, nu știu, v-ați împăcat cumva cu toate... Nu, pentru că poveștile mele din Pelinul Negru și din Cartea Reginei, cărțile mele anterioare, sunt povești cu un miez mult mai emoțional, ca să spun așa. Acolo a fost greutatea cea mai mare. În Pelinul Negru este povestea unei fetițe care încetul cu încetul descoperă că e diferită. Ea se naște la 3 luni după 26 aprilie 1986, când a fost explozia de la Cernobâl și nu, este un copil absolut cu probleme atât de mari încât este clar că va muri. Dar el supraviețuiește și este un copil normal până când ajunge la școală și îți dă seama că nu poate citi. Este singurul lucru pe care el îl are. Nu poate citi. Ei, ce se petrece din acest punct? Plecarea la școala specială și toate. Da, jumătate din carte se petrece într-o școală pentru copii cu nevoi speciale. Eu voiam să scriu foarte mult cartea asta, pentru că și ea are valoarea ei de adevăr. Și eu cunosc personajul. A fost pariul meu să intru în mintea lui și să recuperez povestea aceasta, care nu este deloc o poveste ușoară. Este o poveste cu copii diferiți, cu copii care sunt scoși încetul cu încetul din zona, cum să spun, din zona noastră. Ei sunt trimiși dincolo. Cu copii după care zi, devin după damnați. Car. Devin damnați. Poartă... Da. Și am vrut foarte tare să povestesc lucrul ăsta. Și când scriam pe Linul Negru, am mai zis asta nu de multă vreme și atunci când a apărut cartea, am tot povestit despre asta. Eram... la Berlin și îl însoțeam pe soțul meu acolo, el avea o bursă și urma să stăm un an. Am stat doar 2 luni pentru că nu am putut rămâne mai mult, am avut niște probleme de familie și am fost nevoit să ne întoarcem. Și eu am început acolo cartea pentru că eu niciodată n-am avut timp.
timpul de lucru este... Este timpul unei mame, care vine atunci când copilul... Da, da. E la adăpost, bine. Și acolo era așa, îmi duceam băiatul la școală și după aceea, până mă duceam să-l preiau de la școală, scriam repede. Mm. Ei, și când scriam, după ce terminam un capitol, eram atât de tulburată încât nu mai puteam vorbi. Și asta este perfect adevărat. Mă coboram atât de tare în mintea acelui copil încât nu mă mai puteam extrage de acolo. Și am trăit în mintea acestei fetițe dislexice mult timp, un an jumate. A fost foarte, foarte greu. Ei, și după povestea asta am trecut în Cartea Reginei. Cartea Reginei a fost cea mai grea carte pentru mine. A fost cartea și mamei. Cartea... Da, pentru că e cartea mamei. Și pentru că mama atunci încă era în viață și voiam foarte mult să o salvez. Voiam să nu o las să plece. Și atunci am început să scriu cu disperare în ideea asta că literatura nu doar că salvează, ci te și ține, literatura configurează realitatea, te mai ține un timp și te mai ține. Și a ținut-o până am terminat cartea și am putut să-i spun asta, da, am putut să-i transmit că i-am scris cartea. Și da, acolo a fost greu. A fost cel mai greu. Pentru că întotdeauna nu mi-am folosit decât o anumită parte a biografiei. Dacă în Pelinul Negru sau în Cartea Reginei ficționalizez, pentru că era nevoie de asta, în tot înainte, când vine... Intrați direct în... Da. Și am scris tot înainte și pentru că am fost întrebată de mai multe ori, dar aici te-ai folosit amintirile, nu? Referitor la Pelinul Negru. Și eu spuneam, nu sunt amintirile mele. Sunt chiar amintirile. Procesul acesta de reconstruire a amintirilor schimbă ceva din amintiri, le dă altă tonalitate, le dă o notă pozitivă sau una negativă, din contră. Aici este ceva foarte lung de discutat, cât din literatură este, de fapt, autenticitate, ca să zic așa. Este fapt trăit, ca să zic extrem de simplu. Nu, eu cred că literatura, chiar și în jurnale, chiar și în jurnalele acestea pe care noi le luăm de adevăratele, este construcție. Prin simpla selecție a unor cuvinte. Totul este construcție când e vorba de un scriitor. E ca și cum ai întreba legat de un artist fotograf cât din ce pune el... într-o imagine, este întâmplător sau este controlat. Nu, un fotograf, un artist. Se așează într-un unghi. Și el întotdeauna își controlează realitatea pe care o fotografiază, chiar dacă aceasta este hazardul. El întotdeauna decupează într-un anume fel. Asta face și scriitorul. Chiar dacă realitatea aceea ar putea fi transcrisă, știu eu, sau filmată, sau... arătată ca fiind reală. O să mă întorc un pic la Cartea Reginei. Apar, e acel joc între figura mamei și figura tatălui în toate cărțile. În toate cărțile apare mama, da? Mama eroină, mama care stă cu copii, mama e cea care aleargă cu copiii în brațe la dispensar, la spital, mama e cea care repartizează mâncarea, care se asigură că sunt provizii pentru mâncare. Mai are femeia forța asta de a ține lumea pe umeri acum? În comunism, dacă ne gândim bine, într-adevăr, mamele erau cele care trebuiau să se descurce. Și descurcau lumea. Și bieții tați care se trezeau la 4 dimineața și făceau naveta și se întorceau la 7 seara. Este o problemă a mea și
aici ați simțit foarte bine. Este ceva ce eu încă încerc să îmblânzesc. Relația aceasta cu trecutul meu. În Cartea Reginei se vede foarte bine imaginea reginei, iar imaginea tatălui este o imagine dominant negativă. Cititorii mulți îl detestă pe Damian, îl urăsc din răsputeri, deși și acolo sunt elemente care ar putea să-l pună un pic, ușor, în altă lumină. În tot înainte, nu mai este așa. Am simțit nevoia să echilibrez puțin lucrurile pentru că m-am simțit vinovată, eu autoarea. Asta se vede în Cartea Reginei, vă întrerup, e jocul acela. Tata este mai bun pentru că, mama este mai bună pentru că. Acest chin al copilului de a nu fi forțat să aleagă, de fapt. Da. Și în tot înainte, mama Regina este în fundal. Fetița Arsenia, care este al patrulea copil al familiei, care în Cartea Reginei este copilul care nu mai ascultă, el doar ascultă. Aici își spune povestea și, practic, povestea lui este orientată mai mult către exterior. Firește că existau și celelalte povești despre familie, despre lumea reginei, despre lumea fraților, dar ele nu intră în tot înainte, decât tangențial, pentru că alta este ideea acestei... Perspectiv, unghiul din care privim e altul. Este altul. Și firește, în tot înainte, este doar o secțiune printr-un, hai să zicem așa, hai să luăm ceva foarte frumos, nu, pentru că suntem totuși în perioada sărbătorilor de Paște și ne amintim de fiecare dată cum a fost Paștele, hai să zicem că e o secțiune printr-un ou. O secțiune printr-un ou cu straturile lui, ne închipuim un ou care are mai multe straturi, chiar mai multe gălbenușuri decât are, gălbenuș în gălbenuș. Așa este și aici, este doar o secțiune, vorbesc doar despre anumite lucruri, pe când celelalte, sigur, sunt acolo în fundal. Și încerc să arăt relația Arseniei cu tatăl. Tatăl este cel care o învață tot felul de lucruri. Cine va citi cele trei cărți își va putea face o idee despre tensiunile psihologice din capul bietei autoare, care trebuie să facă față atâtor presiuni legate de psihologia unor personaje. Care își recuperează tatăl cumva. Da, adică n-am vrut să las lucrurile așa, mi s-a părut nedrept. De altfel, eu am tot timpul povestea asta cu cărțile mele. Chiar am ceva legat de literatura pentru copii și acum sper să nu par suspectă când o să zic ce o să zic. Eu chiar trăiesc în cărțile pe care le scriu, iar în literatura pentru copii imaginez în general lumi. Și când ajung în lumile acestea, chiar trăiesc intens ce se petrece acolo, firește că îmi știu bine personajele, relațiile dintre ele, tot ce e acolo. Și îmi place foarte mult să fac asta. Ei, și după ce am publicat eu o carte care se numește Ferbonia, acolo, la sfârșitul cărții, eroi care sunt dintr-o carte pentru copii. Ei își părăsesc lumea, ies în afara lumii lor. Și ei rămân la sfârșitul cărții, rămân suspendați în ceva. Vreau să vă spun că m-am simțit extraordinar de datoare să nu-i las așa. Pur și simplu m-am simțit responsabilă față de acest... Să le faceți dreptate. Să nu-i las acolo, adică nu era în regulă să-i abandonez. N-ați vrut să vă abandonați tatăl doar în Cartea Reginei. Da. Și da,
Și atunci, sigur, eu mi-am rezolvat eroii mei din literatura pentru copii, pentru că am mai scris o carte pentru ei special, Vertigia, în care pun toate lucrurile la punct. Și aici, în literatura pentru oameni mari, am făcut tot înainte, în care încerc cât de cât să mai pun niște lucruri la punct, Mai cât este, s-or mai putea. mai ai aici o temă dureroasă, dincolo de destinul femeii în comunism sau în lumile acestea închise, e risipirea omului în general. Pentru că eu așa l-am privit pe acest tată, ca pe mulți din generația părinților noștri, care nu puteau să facă altceva. Și atunci frustrarea și resentimentul îi duceau într-o zonă din asta psihologică, nu a brutalității, a unei agresivități latente cumva. Este atât de bună observația dumneavoastră. Ea mă duce mai ales către destinul pe care îl au frații Arseniei în tot înainte. Frații mai mari. Mă duce cu gândul la toți oamenii pe care eu, autoarea, i-am cunoscut, care n-au reușit să-și ducă până la capăt studiile. Pentru că în acei ani, în anii 80, pe care eu cunosc bine, dar și în anii anteriori, politic, nu era nevoie de nu știu câți oameni instruiți superiori, erau pur și simplu, probabil ca la bucătărie, pe tabele unde scrim trebuie atâta făină, atâta ouă ca să fac ceva, ca să-mi iasă cozonacul. E, acolo îmi trebuie atâția ingineri pentru că am de făcut canalul Dunăre, Marea Neagră și nu știu ce industrializări și așa, da, ingineri îmi trebuie. Repartiție colectivă, nu privea individul, trebuie ci cantitatea. Atâția doctori, dar nu mai mulți, că n-am ce să fac cu ei, atâția profesori, dar nu mai mulți, că mie exact atâția îmi trebuie. Și în schimb, îmi trebuie colosal de mulți muncitori în agricultură și în uzine, nu? Muncitori pur și simplu. Ei, acești oameni care făceau muncile din uzine, din fabrici, foarte mulți dintre ei erau oameni extraordinari, erau oameni foarte cultivați. Erau oameni remarcabili, erau mari cititori, erau, știu, oameni cu talente fantastice, care n-au ajuns niciodată să-și facă studiile superioare. Acești oameni sunt acum, hai să zic, sunt părinții noștri sau frații mai mari pot fi, sau unchii noștri, sau nu știu ce. Ei încă există, sunt aceia care ne miră, îi mai vedem pe la televiziuni de cultură generală, uite câte lucruri știe, lucrează într-o gară, e impegat sau nu știu ce, dar de fapt el știe atât de multe. Da, pentru că el trebuia să fie scriitor, el trebuia să fie artist, nu știu de care, pentru că astea erau toate în el, adunate. În anii aceia a înghițit lumea aceea multă, multă inteligență. Nu a folosit-o, dimpotrivă, a aneantizat-o și nu i-a dat șanse. Iar eu am văzut asta cu ochii mei. Am cunoscut foarte multe astfel de cazuri. Și eu am scris la un moment dat un articol în Dilema, mai de mult, acum câțiva ani, în care întrebarea era despre ce voiam să ajung când o să cresc. Și acolo mie mi-era limpede. Dacă n-ar fi fost revoluția, eu aș fi ajuns o croitoreasă, în cel mai bun caz. Pentru că mie îmi plăcea foarte mult croitoria și făceam lucruri încă de mică. Descoperisem cusutul la mașină și făceam haine. Și aș fi mers în direcția asta probabil și atât, despre asta vorbim. Revoluția a deschis practic lumea. Ați amintit de Dilema veche și ați scris în acest ultim număr un text foarte emoționant, pornește tot de la mama, da? E vorba despre un băiat pe care
L-ați ajutat, ați contribuit la ajutarea lui în ultimii ani, acum 2 ani sau... Au trecut câțiva ani de atunci, da. A fost o poveste care este de dincolo de explicabil, ca să zic așa. Eu încă o văd într-o cheie de asta, de din afara mea. A fost ceva ce eu nu am ales să se întâmple și nici n-am făcut aproape nimic ca acest lucru să se petreacă. Au fost mai multe coincidențe. În textul din Dilema eu arăt exact felul în care am ajuns să iau legătura cu această poveste a unui băiat care urma să își piardă casa, apartamentul, pentru că el împlinise 18 ani cu o săptămână sau două înainte, dar îi muri mama, bolnavă de cancer, care luase un credit la bancă ca să se trateze, numai că ea a murit în 2 luni. Și atunci acest băiat, a moștenit creditul. A moștenit creditul și s-ar fi luat apartamentul. El n-a avut tată, a crescut fără tată pentru că tatăl murise când era foarte mic. Și povestea asta, cum a ajuns ea la mine și cum foarte mulți oameni au reușit să se mobilizeze și să facă binele nemaipomenit pentru acest tânăr, a fost făcută de altcineva. Eu sunt doar o piesă de pe o tablă de șah mai mare și încă mă uit cu uimire către ea. Cititorii, dacă vor ajunge să citească povestea din Dilema, vor înțelege ce zic eu aici. Dacă nu, vor rămâne așa într-un soi de ambiguitate. Ca să nu rămână nedumeriți, o să trag și un fel de concluzie. Binele este întotdeauna în jurul nostru, el poate fi atins, noi îl putem face și îl și facem de foarte multe ori. Și oamenii buni sunt foarte, foarte numeroși, sunt mult mai numeroși decât ceilalți. Și aici platitudinea e că, sigur, noi vedem pe ceilalți întotdeauna și ceilalți ne oripilează și ceilalți ne otrăvesc viețile, pentru că așa este răul. Răul este ca puterea negrului. Când eram mamă de copil mic, acum băiatul meu este mare, eram uluită de felul în care vedea el lumea. Avea 4 ani, desena, picta cu acuarelă și a descoperit negrul. Și când a descoperit negrul, mi-a spus, asta are cea mai mare putere. Și a murdărit toată foaia și, într-adevăr, a acoperit totul, plecând de la forța negrului. Dar asta nu înseamnă că pe foaia aceea nu mai există dedesubt și celelalte... Înseamnă doar că răul e mai zgomotos și îl percepem ca fiind colosal și pentru că, într-adevăr, are o putere de a distruge foarte mare. Da, și pentru că ne paralizează. Asta e. Ne uităm la el ca la ceva care nu este din zona. O încheiere rotundă ne paralizează de felul în care ne-a paralizat probabil răul în comunism, pentru că frica asta face în general, teroarea asta face, te paralizează și atunci practic îți taie simțurile, îți taie... Da, și eu le mulțumesc tuturor celor care au participat la povestea băiatului din Cluj. Au fost enorm de mulți oameni pe care i-a convins pur și simplu o postare pe Facebook. Și eu o să mai spun un lucru. Da. Eu, în perioada aceea, aveam ceva foarte apăsător în suflet. Eu nu-l cunoșteam pe acest băiat. Eu nu știam, toată povestea ajunsese la mine prin telefoane. Și prin coincidențe. Și mi-a trecut o clipă prin cap, Doamne, eu sunt aici o voce, eu sunt gaj pentru ceva, Doamne, să nu creșesc, să nu cumva să fie ceva neadevărat în povestea asta. După care nu-i așa că v-ați simțit vinovată pentru gândul mic, da, dacă... Da, da, și după aceea, și a fost povestea asta cu mama,
Și am zis, nu, e mama. Dacă mama are legătură cu asta, nu poate fi decât un lucru care trebuie făcut până la capăt. Și nu m-am îndoit nicio clipă. Și am luptat din răsputeri pentru ea. Am știut că e ce trebuie. Dar asta s-a întâmplat. Iarăși spun, eu nu am niciun merit legat de lucrurile astea. Meritul au acei oameni care s-au dus la bancă. Pentru că asta au făcut. S-au dus la bancă și au donat bani. Câți dintre noi ne ducem la bancă să donăm bani? Să fim serioși. Bine, acum e mai simplu că facem... La sfer și... Nu, să fim serioși. Câți dintre noi își asumă să spună povestea, să o ducă mai departe și să stea gaj, așa cum spuneți? E o asumare de conștiință mai mare chiar decât aceea de a dona niște bani, pentru că te angajează. Într-un fel mult mai puternic decât o donație. Da, da. Asta s-a întâmplat. Despre fundația Melior n-am vorbit, dar poate o să vorbim mai. O să mai facem o întâlnire în mod sigur, pentru că eu aveam, n-am pus nicio întrebare de pe foaie, vreau să zic, dar îmi pregătisem așa, cum face conștiincios anumite întrebări, dar știam că dialogul ne va purta el. Vreau să vă rog atât pentru final să-mi spuneți o propoziție în subdialect. O să vă spun ceva ce l-amuză foarte mult pe băiatul meu și acum se întâmplă asta, dar când eram mai mic mai ales, mă chema la el să-i spun noapte bună, așa, ca la St. George. Și asta îl distra extraordinar și nu e cine știe ce. Intram la el în cameră și îi spuneam noapte bună. Și acum vă zic, mulțam și eu tare mult pentru ziua așa asta, cred. Da. Mulțumesc mult. Sărbătorii tihnite și să ne auzim și după. Sărbători luminate.